Paza bună trece primejdia rea și au spus unii părinți care mai nou au dat buzna la magazinele și piețele unde se vând lacăte la ferestre. Solicitările au crescut considerabil după ce în ultimele zile au fost înregistrate mai multe cazuri de cădere ale copiilor de la geamuri, spun comercianții. Mânerele cu cheie costă de la 250 până la 700 de lei, în funcție de mecanism, dar și țara producătoare. Denis Rusu are 3 copii, 2 băieți de 9 și respectiv 6 ani, dar și o fetiță de câteva luni. Ne povestește că cu cât picii se cresc, cu atât sunt tot mai curioși de ce se întâmplă în jur. În casă, geamul îi atrage ca un magnet. Mai bine zis, tot ce mișcă dincolo de el, adică afară, ne spune tatăl. Așa că nu a stat mult pe gânduri și și-a pus lacăt nu doar la ușă, ci și la ferestre, mai ales că micuții, ca de altfel toți copiii, mai au obișnuința de a urca pe pervaz. Noi am instalat aceste lacăte imediat când ne-am mutat aici în această locuință. Una, pentru că copiii noștri creșteau și doi, pentru că ei sunt foarte curioși. Nu contează că latră un câine, vine mașina de gunoi sau o alarmă, ei întotdeauna aleargă la geam să vadă ce se întâmplă acolo și atunci când tu ai asemenea cheiți, ai încuiat, tu știi cu siguranță că copilul tău nu va putea deschide geamul. Acum bărbatul susține că are doar o singură grijă, ca geamurile să fie încuiate, iar cheia să fie pusă într-un loc unde copiii săi nu au acces. Vrei să ai geamurile închise, ele stau așa încuiate. Ai cheile puse undeva în siguranță? E simplu. Introdus, s-a deschis, geamul s-a deschis. Deci nu ai nevoie de chei ca să le blochezi din nou. Tata ne-a spus, când rămânem singuri acasă, să nu umblăm la geamuri. Da, ne-a explicat că are încuietoare, are chei care sunt ținute într-un loc, dar noi nu știm unde. Comercianții care vând mânere cu cheițe, dar și alte sisteme de blocare a geamurilor, susțin că în ultima vreme acestea sunt tot mai căutate de părinți. În ultima lună au avut peste 70 de solicitări, dintre care o bună parte a fost în ultima săptămână. În medie, săptămânal, aveam 5-7 cereri, fie familii, fie persoane. De obicei, cele mai multe solicitări se găsesc atunci când în mass media apare un caz tragic, ori pe portarele de știri. Atunci avem cele mai mari solicitări. Bani să fie, că modele sunt pentru toate gusturile, spun comercianții. Manierul cu buton este foarte greu de deschis pentru copii, pentru că a deschide fereastra este necesar concomitent să apăsăm și butonul și să rotim manierul. Astfel, el nu se deschide. Și al treilea sistem este sistemul de blocaj, care se încuie la fel de cheițe. El se instalează direct pe tâmplărie. La fel, în poziția când este încuiat, fereastra se poate deschis doar la aerisire și nu lateral. În medie, prețul unui astfel de mâner variază între 250 și 700 de lei, în funcție de culoare, tip, dar și țara producătoare. Potrivit poliției, în 2021, în capital au fost înregistrate 18 cazuri de prăbușiri în gol de la etaj, iar în acest an, până acum, au fost înregistrate 5 căderi, dintre care 3 în ultimele zile. Ultimul caz s-a întâmplat luni, când o fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din sectorul botanic al capitalei. Potrivit oamenilor legii, în momentul producerii nenorocirii, micuța se afla în apartament împreună cu mama ei. Copila ar fi fost lăsată nesupravegheată câteva minute, timp în care a urcat pe pervaz. Fereastra fiind deschisă, fetița și mama ei au fost transportate la spital. Asigurați-vă că copiii nu au acces la geamuri. Montați careva dispozitive speciale pentru a bloca geamurile și fiți atenți la plasele pentru insecte. Pe de altă parte, psihologii și specialiștii spun că, indiferent ce dispozitive am instalat la ferestre, cel mai important este să-i avem pe copii în vizorul nostru și nici într-un caz să nu-i lăsăm singuri acasă.